Roberto a venit la cameră pentru a le împărtăși oamenilor care îl susțin și apropiaților faptul că Denisa i-a dat o stare foarte bună, că este mult mai vesel, mai fericit, pentru că petrece timp alături de ea și spunea că a uitat de stările lui. Îi zicea, nu știu ce mi-a făcut fata asta, mi-a luat mințile. El s-a adresat și susținătorilor lui, dorind să îi trimită un cadou mai special pentru a-i oferi Denisei. Spunea că nu are foarte multe idei ce o fi, dar să fie special. Până la urmă a dat și o idee, a spus două inimi cu o fotografie cu ei doi, pentru că în ultimele 2 zile au petrecut foarte mult timp împreună și sigur găsesc ei o captură pe undeva de la un videoclip. Vrea să fie atent cu ea și să o surprindă. Din toată această poveste, eu nu pot să uit faptul că Denisa a spus chiar astăzi în live că nu vrea să-i dea speranțe și că nu se vede într-o relație cu el. Ce-i drept, cei doi petrec destul de mult timp împreună, chiar și la task au participat împreună, așa că poate reușește Roberto să o facă pe Denisa, să aibă o atracție sau ceva sentimente pentru el.